Nu ratați Blue la Disney Junior, dar acum e timpul pentru un alt moment magic. Tatălui Blue și prietenii lui smulg buturugile din grădină, dar Blue a decis să își amenajeze pe una dintre buturugi un salon de manicură. Se pare că vor fi probleme. Oare cum le vor rezolva? Îți facem unghiile de la picioare. Bine! Și ai mai făcut ceva? Nu. Oh, asta e foarte interesant. Bună! O salut! Ați venit să vă aranjați unghiile? Păi, nu, nu am venit să ne facem unghiile. Am venit pentru trunchi. Așa, după cum bine știați. Scuzați-mă, e prima dată când aude așa ceva. Trebuie să vă mutați colțul de înfrumusețare ca noi să scoatem trunchiul. Nu e colț de înfrumusețare, e salon de unghii. Și e salonul nostru de unghii. Da! Blue, am fost foarte clar. Ai putut folosi trunchiul pentru unghii doar cât noi am scos celălalt trunchi. Nu mi-am minte să fie aprobat așa ceva. Păi eu da, haide acum, plecați. Nu! No! Dă-te din calea mea. Prindeți-vă de braț acum. Copii, haideți să ne calmăm. E vreo modalitate să rezolvăm asta? O secundă. Ce părere aveți? Apropo? Bine, vă lăsăm să luați trunchiul dacă acceptați să ne fiți clienți. Vreți să ne faceți unghiile? Mâini și picioare. Și niște machiaj. A, nu, băieților nu o să le placă. Cum? Deci când? Nu ascultați, să-mi fac e cea mai bună ofertă. Bine, mâini și picioare, dar fără machiaj pe față. Un machiaj pe față. Bine, s-a făcut. Dar fără unicorn. Nu uita de conturul de ochi. U, da! Arăți bine, bandit. Nu începe bine. Am terminat. În regulă, să scoatem trunchiul. Da! Nu, stai, încă nu. Blue! M-am răzgândit. Vreau să mă mai joc cu salonul de unghii. Am avut o înțelegere. Haide, Blue, ai făcut o promisiune. Haide! De ce trebuie să ne strici jocul? Păi, tati v-a avertizat. Dar noi ne jucăm. Nu ar trebui să întrerupe cei care se joacă. De acord, de aceea te-am oprit pe tine ca să nu-i mai deranjezi. Cum? Dar ei nu se joacă. Ba da, se joacă. Ba nu, ei doar scot trunchiuri. Asta nu e joacă. Ești sigură? Sunt sigură, sunt chiar extrem de sigură. În regulă, ia privește-i puțin. Haide! Hei, mai încearcă puțin, vreau să-ți arăt ceva. În regulă. Nu, nu, nu așa. Și așa lovesc. Uite așa. De ce faci asta? Scuze, m-au stăpânit instinctele. Stop. Chiar că se joacă. Vezi? Mai dacă la adulți e ceva mai diferit. Nu ei ne deranjau jocul pe trunchi. Noi îi deranjam pe ei. După o discuție cu mama ei, Blue a înțeles că trebuie să respecti gusturile celorlalți, chiar dacă nu sunt la fel ca ale tale. Și cine știe, făcând asta, poate descoperi jocuri noi. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!